Fondul Monetar Internațional continuă vizita în țara noastră. Au fost discuții la Ministerul Muncii între experți internaționali și ministrul Simona Bucura Oprescu. Întâlnirea vine în condițiile în care, la finalul vizitei de anul trecut, FMI a recomandat ca recalcularea pensiilor să se facă în etape. Doar că și acum s-a lovit de refuzul guvernului. În acest moment, fiecare dintre noi, pe care o cunoaștem deja fiecare dintre noi, spune foarte clar și nu o să avem nici o abatere legată de asta, nu facem niciun pas înapoi, suntem foarte fermi în aplicarea noii legi a pensiilor, care este o reformă la care nu putem umbla timp de 5 ani, asta este angajamentul pe care îl avem inclusiv în negocierea cu Comisia. Noua lege a pensiilor are două termene de aplicare foarte clare, care duc la creșterea tuturor pensiilor pentru români. 1 septembrie, punerea în luna septembrie în plata pensiilor recalculate. Din mai până la jumătatea lui august, românii vor începe să primească deciziile cu pensiile recalculate. Iar în septembrie va fi prima lună în care românii vor primi pensiile recalculate. De asemenea, pe lângă recalcularea eșalonată a pensiilor, FMI propune în vizita în România o singură cotă TVA și impozit progresiv pe salariu, care să ajungă la 25% în funcție de venituri. Este o vizită obișnuită, este vizita anuală normală pe care o fac. Lucrurile nu înseamnă o impunere către Guvernul Statului României, ci înseamnă un document de lucru cu recomandări. Viitorii ani vor fi anii României cu cea mai mare creștere în Europa, că noi vom avea creșteri peste 3% în timp ce restul Europei va fi undeva până într-un 1%. Sunt măsuri pe care le-am luat pentru protejarea cetățenilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din România, care au efect. Măsuri care au fost promovate de noi, de PSD, la acel moment unice în Europa, apoi Europa a venit și ne-a dat dreptate.